În timp ce în farfuriile noastre își fac loc porcii vietnamezi sau americani, grăsunul românesc pregătește contraatacul. După 8 ani de restricții din cauza pestei, România are voie să exporte din nou carne de porc. În timp ce crescătorii români se gândesc să-și extindă afacerile, pe noi ne-ar putea aștepta la calantar, culmea, prețuri mai mari. 8 ani de zile a răbdat porcul românesc. N-a avut voie să iasă din țară. În 2012 însă 20.000 de tone de carne de porc vor ajunge pe mesele europenilor. De 23 de ori mai puțin decât în ultimul an de export. Chiar și așa, 300 de milioane de euro vor intra în țară. O parte și în conturile lui Valeriu Șoaneri. El dă 50 de tone. Deja am dus discuții pentru angajarea unei echipe de vânzări pe partea externă. Sperăm să vindem porcul ceva mai bine, poate că vom reuși cu deschiderea asta spre export să obținem un preț mai bun și o profitabilitate mai mare. Crescătorii nu știu încă prețul de export. Îl vor negocia în Ungaria, Bulgaria și Austria și poate și în Italia. Noi am avut solicitări chiar din țările care ne exportă nouă foarte multă carne, pentru că, de exemplu, din Spania, din Italia, din Anglia, cele mai mari posibilități sunt în zonele tradiționale de export, cum ar fi Rusia, China, Japonia, Coreea. În Rusia exportam cel mai mult până se ne strice pesta porcină afacerea. Sute de ferme s-au închis și importurile au crescut an de an până la o treime din consumul de acum. Eu cred că putem ajunge printre principalii crescători și producători în continuare de carne pentru piață. În 2-3 ani putem să ajungem la acești parametri. Producția de carne de porc a fost anul acesta de 365.000 de tone. O să crească repede pentru că peste 2 ani vizăm exporturi de 5 ori mai bune decât la anul. Dar veștile bune se opresc aici. Din cauza exporturilor vom plăti mai mult pentru carnea de porc românească. Concurența de pe piața internă nu va mai fi la fel de mare. Așa că românii vor scoate din buzunar cu 5% mai mult pentru produsele românești. Pentru Observator, Cerasa Lamarin și Daniel Barciu.